Antonia și Alex Vela nu se mai feresc și își declară dragostea în public. Mai mult, cei doi vorbesc deschis despre bebelușul lor. Ce viitor au plănuit cei doi artiști pentru copilul lor, aflați chiar acum. Antonia și Alex Vela au dat frâu liber sentimentelor. Cei doi s-au sărutat în public, iar Alex i-a mângâiat cu multă dragoste burtica. Ce mai? Antonia și Alex sunt în al nouălea cer, mai ales că de ceva vreme au aflat și dacă vor avea o fetiță sau un băiețel. Am văzut ecografiile, știu ce sex are copilul, dar nu spun, e secret. Am stabilit și cum o să-l cheme. Îmi doresc să am o familie numeroasă. Abia aștept să schimb scutece. Sunt foarte fericit. Abia aștept să fiu în postura de tată. Nu contează ce sex are copilul. Lasă ce o să fie. Armată să facă. În ceea ce o privește pe viitoarea mămică, Antonia se poate considera fericită. Nu am avut probleme cu sarcina. Doar la început m-am simțit puțin rău. Am o sarcină ușoară, nu am pofte și nici nu fac ceva deosebit să mă mențin în formă. Merg la sală, dar fără să exagerez. Nu m-am îngrășat mult, doar câteva kilograme. În plus, Antonia a stabilit și cum va naște. Voi naște prin cezariană, întrucât și la prima sarcină a fost la fel.